De la orele dimineții, abia că mai puteai găsi un loc gol de parcare. Te plimbai cu mașina aproape 10 minute pentru a reuși totuși, într-un final, să o lași undeva, chiar și pe o stradă lăturalnică. După ce ai împlinit această misiune, o iei către piață. Acolo, să nu-ți vină să crezi, plin și arhiplin. Chiar dacă vremea nu a fost una foarte plăcută, atât cei care doreau să vândă, cât și cei care s-au dus să cumpere una alta, au fost foarte mulți. Începând de la șuruburi, lănțișoare și până la cizme, pantofi și schiuri, nu a lipsit nimic. Chiar și cu atâta lume împrejur, vânzarea merge cu merge și nu prea merge. Numai când se albește capul la oameni, atunci cumpără. Am unul mai cumpără. Nu l-am vândut niciunul. Anul ăsta n-ați vândut nici un schiu? Da, anul ăsta, da. Când e zăpadă, atunci mai cumpără oamenii. Dar așa în timpul ăsta... Dar cam ce diferență de prețuri sunt între cele noi și cele de aici, de la piață? Sunt. Păi, de pildă, unul de asta aproape nou, e 200 și la magazin e peste 600. Vreo 400 de lei diferențiare. Cea mai căutată este încălțămintea, în special cizmele și bocancii. Chiar dacă sunt folosite, multe dintre ele arată bine, iar prețul este cuprins între 10 și 50 de ron perechea. Având în vedere că ești la piață, prețul se poate negocia până la ultimul leuț. Toate tipurile de veste la 10 roni, mai subțiri, mai groase, colorate, îmblănite, însă fără prea mare trecere. Cum trec vestele? Cumpără lumea. Nu tare. Spuneți-ne, cum merge vânzarea? Merge nu prea bine, dar merge. Mai bine sau mai prost ca în alți ani? Mai prost. Mai. Veniți în fiecare duminică aici? Da. Și miercurea. Miercurea și duminică. Când vindeți mai bine, miercurea sau duminica? Duminica. Miercurea mai puțin. Dintre cei veniți la piață, unii cumpără, alții doar privesc. Sute de sădmăreni aleg să meargă în piața de vechituri. Chiar dacă uneori comercianții stau în fric și în ploaie, nu au de ales. Unii trăiesc din ceea ce vând, iar alții își rotunjesc cât de cât veniturile. Sezonul la iepure durează până la data de 31 ianuarie, iar sezonul la fazan până în 28 februarie. Acum, în funcție de rezultatele care le avem până acum, care recoltă la cele două specii, vom vedea câte vânători mai avem posibilitatea de a vâna pe fondul Săuca. Partida de sâmbătă a vânătorilor din cadrul Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Carei pe fondul Săuca a început cu instructajul obligatoriu susținut de organizatorul de vânătoare, Cezar Petraru. La vânătoarea de astăzi participă un număr de 8 vânători. Și în primul rând vreau să vă doresc să avem o zi bună. Ne dorim la toată lumea să avem o zi bună. Cu toate că timpul este un pic neprielnic, dar sperăm să avem rezultate bune. Vă rog să fiți foarte atenți în terenul care nu este teren deschis, să nu pușcăm din greșeală sau să rănim acești câini de vânătoare care sunt mâna noastră dreaptă până la urmă. După instructajul obligatoriu, vânătorii s-au poziționat în teren și a început partida propriu-zisă. De mare ajutor le-au fost cei 6 câini din rasele brac german cu păr scurt și vișla maghiară. Scotocind permanent prin vegetație, în decurs de o jumătate de oră, aceștia au reușit să aducă în bătaia puștilor câțiva cocoși de fazan și o rață mare. Apoi vânătorii s-au mutat într-o altă zonă apropiată, mutare care s-a dovedit inspirată. În scurt timp, în bătaia puștilor au apărut și primii iepuri de câmp. Vânătorii au tras cu precizie, reușind să împuște câteva exemplare. Câțiva dintre iepuri mai norocoși din fire au reușit să scape, asigurând astfel reproducerea speciei pe fondul de vânătoare Săuca. Vânătorii și-au etalat cu mândrie prada aflată în tolbe. Organizatorul Cezar Petraru a ținut o evidență strictă a vânatului împușcat. În vederea respectării planului de recoltă, vânătoarea de sâmbătă a fost autorizată pentru fazan, iepure de câmp, rață mare și vulpe. Frumos! Câinile l-au ridicat, s-au pușcat și nu s-au purtat de acolo de la foc. Na, așa e frumos! Vânătoarea este o pasiune destul de costisitoare. Pe lângă taxele ridicate, vânătorii trebuie să bage adânc mâna în buzunar pentru armament și muniție, fără să mai pomenim de costurile deplasărilor la fondurile de vânătoare concesionate. Este o pasiune costisitoare la această oră, întrucât și taxele, impozitele pe care nu le plătim anual sunt destul de mari raportate la veniturile medii care sunt la această oră la noi în țară și pe care le cunoașteți și dumneavoastră și noi le cunoaștem foarte bine. Deci prețurile pentru muniție
protecție și pentru armament sunt prețuri destul de ridicate. Mai sunt cheltuieli cu costurile de deplasare la locurile de vânătoare, dar dacă îți place vânătoarea, deci trebuie bugetul pe care ți-l faci anual, trebuie să ții cont și de cheltuielile pentru acest sport. Vin cu plăcere la vânători, pentru că asta este destinderea mea și de conectarea și de final de săptămână. Chiar și în cazurile în care nu reușesc să doboare vreun animal sălbatic, vânătorii se declară mulțumiți de faptul că au reușit să petreacă clipe plăcute în natură, alături de tovarășii care le împărtășesc pasiunea. Oameni tineri, bărbați și femei deopotrivă au fost duși cu forța în străinătatea îndepărtată în numele cele mai inumane ideologii, cea privind vina colectivă. Aproximativ 75.000 de cetățeni români de naționalitate germană au fost deportați și obligați la așa numită Malenki Robot. Numai din județul Satu Mare au fost deportate în fosta URSS circa 5.000 de persoane. Deportarea lor a fost comemorată la Carei prin organizarea unor evenimente pe parcursul a două zile. Vineri au avut loc seminarii și prezentări la Castelul Caroli. A fost dezvelită o placă comemorativă, a fost oficiată o liturghie în memoria victimelor deportărilor și au fost depuse coroane de flori la monumentul inaugurat anul trecut în cimitirul Mesterezi. La manifestări au fost prezenți senatorul Potocicioba, deputații RDI de István și Kereskényi Gábor, episcopul romano-catolic de Satu Mare, Eugen Schomberger, liderii județeni și locali ai FDG, primarul Careiului Eugen Covaci. La depunerea de coroane a fost prezent și președintele Consiliului Județean Adrian Ștef. Placa comemorativă care arată că oameni nevinovați au fost deportați în numele unui regim inuman, a fost amplasată pe clădirea Colegiului Tehnic Iuliu Maniu, ce a adăpostit prefectura în perioada interbelică. O fetiță de 9 ani din Satu Mare a fost victima unui accident de circulație ce a avut loc vineri 9 ianuarie în jurul orei 18 pe strada Botizului din municipiu. Potrivit oamenilor legii, un bărbat de 50 de ani din Baia Mare, în timp ce conducea un autoturism marca Citroen, pe fondul nepăstrării distanței corespunzătoare în mers, a intrat în coliziune cu un Mercedes condus de un alt bărbat de 37 de ani din Satu Mare. În urma impactului, Mercedesul a fost proiectat într-un Fiat condus în aceeași direcție de mers de un tânăr de 33 de ani din Odoreu. În urma evenimentului a rezultat rănirea ușoară a unei fetițe de 9 ani, pasageră în Mercedes. Șoferii au fost testați cu aparatul alcool test, rezultatul fiind negativ. De asemenea, s-au recoltat probe biologice de sânge în vederea stabilirii eventualei alcoolemii. Primăria Satu Mare lucrează de câteva luni la elaborarea unei hărți de zgomot a municipiului reședință de județ. Prin acest studiu se vor evidenția principalele surse de poluare fonică, precum și metodele prin care acest fenomen se poate contracara. Până în acest moment s-a reușit identificarea zonelor cu probleme, în urma unor măsurători efectuate de către o firmă specializată. Practic, 10.000 de sătmăreni suferă zilnic din cauza poluării fonice. Una dintre primele surse de poluare fonică este traficul rutier. În urma măsurătorilor efectuate de societatea în cauză s-au înregistrat depășiri de peste 10 decibeli în cazul unui număr de 25 de străzi. De asemenea, numai puțin de 19.000 de persoane trebuie să suporte zilnic o poluare fonică de 65-70 decibeli, în timp ce 13.900 de persoane trebuie să suporte chiar 75 de decibeli. Conform specialiștilor, una dintre problemele din care crește poluarea fonică o reprezintă insuficiența pădurilor și a parcărilor. Conform acelorași surse, drumurile de tranzit sunt foarte aglomerate. Moda în îmbrăcăminte reprezintă, nu în ultimul rând, grija pentru corectitudinea hainelor, a gustului, a atitudinii. Moda este o ținută, este un stil. La om totul trebuie să fie frumos, și fața, și îmbrăcămintea, și gândul, și sufletul. Moda este și ea o artă, la fel ca pictura, muzica, literatura. Ea îmbină clasicismul cu modernismul, ceea ce am moștenit de la înaintași cu ceea ce modelăm în contemporaneitate. Ce purtăm, ce ne stă bine în primul rând și ce ne avantajează și ce ne face pe noi să ne simțim frumoase, pentru că toate femeile vor să se simtă frumoase și în centrul atenției.
Dar bineînțeles că ne și dictează mari designeri anumite tendințe, cum ar fi catifeaua, care știi cum moda tot se rotește și trevine moda anilor 60-70. Se poartă, știi, puloverele acelea cu gulerul mare, cu gulerul polo, se poartă fusta de piele, se poartă cizmele acelea peste genunchi, care am uitat de ele de când nu s-au purtat. Între vedetele modei anului 2015 se remarcă franjurii, care revin în forță din această primăvară, în diferite dimensiuni și culori. Salopetele revin și ele. Se poartă cele largi, dar și cele strâmte. La capitolul pulovere sunt bine primite atât cele lungi, cât și cele intrate la apă, iar în ceea ce privește pantalonii, e undă verde la cei 3/4, dar și la cei prea lungi, care acoperă și pantoful. Purtați culoare chiar din cap până în picioare, o singură culoare. Este foarte chic și îndrăsneț. Mergeți pe culori puternice, cum ar fi roșul. În prima duminică de după bobotează, credincioșii romano-catolici sărbătoresc botezul Domnului. În timp ce Biserica Ortodoxă a prăznuit în 6 ianuarie botezul lui Iisus Hristos în râul Iordan sau boboteaza, Biserica Romano-Catolică a sărbătorit Epifania Domnului, ce amintește de vizita celor trei magi la pruncul Iisus. În limbaj teologic, botezul Mântuitorului poartă și denumirea de Epifanie sau Teofanie. Botezul lui Iisus a fost unul dintre momentele fundamentale ale vieții sale omenești. Botezat de Ioan Botezătorul, a primit de la Dumnezeu Tatăl misiunea de a vesti împărăția. Guvernul a publicat vineri un proiect de hotărâre prin care se propune alocarea unui plafon suplimentar de garantare pentru anul 2015 în valoare de 2,5 miliarde de lei, dar și posibilitatea utilizării în anul 2015 a diferenței nealocate din plafonul alocat anului 2014 și a diferenței neutilizate până la data de 31.12.2014 din sumele alocate din plafonul disponibil în anul 2014. Suma reprezentând diferența rămasă neutilizată și sau nealocată din anul 2014 urmează să fie publicată pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și al FNGCIMM în cel mult 5 zile de la data publicării hotărârii în Monitorul Oficial. Programul Prima Casă a fost implementat la nivelul anului 2009, când piața imobiliară era blocată din cauza bulei imobiliare în care intrase România. În prezent, garanțiile pentru credite destinate achiziției sau construcției de locuințe în cadrul programului se acordă numai în lei de către finanțatorii care au optat pentru a prelua 50% din riscurile asumate de stat în cadrul etapelor anterioare. Azi au avut loc primele trageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc din acest an. La Loto 6 din 49, la categoria 1, se înregistrează un report în valoare de peste 3,7 milioane de lei. La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,27 milioane de lei, aproximativ 354.000 de euro. La jocul Joker, la categoria 1, se înregistrează un report în valoare de peste 3 milioane de lei, aproximativ 675.000 de euro, iar la categoria a doua, reportul este de aproximativ 80.000 de lei, peste 17.600 de euro. Și la jocul Noroc Plus, la categoria 1, se înregistrează un report în valoare de peste 156.000 de lei, aproximativ 35.000 de euro. La Super Noroc, la categoria 1, se înregistrează un report în valoare de 13.000 de lei, aproximativ 3.000 de euro.
cele mai multe voturi în sondajul realizat de Gazeta de Nord-Vest la finalul lui 2014. Peste 4.000 de voturi, Ciprian Marița și Ioana Bumba, vicecampioni naționali. Cu peste 4.000 de voturi adunate în mai puțin de o lună, perechea de la Royal Dance Club, Ciprian Marița, Ioana Bumba, a terminat detașat pe primul loc la secțiunea Sportivul Anului, din cadrul sondajului realizat la finalul anului trecut de Gazeta de Nord-Vest. O surpriză plăcută și o recunoaștere atât a rezultatelor foarte bune obținute de dansatorii sătmăreni în 2014, cât și a faptului că noua generație Facebook face diferența când vine vorba de vot online. Sunt vicecampioni la 12-13 ani de dans, finaliști la Cupa României, dansează împreună de un an și jumătate și vineri, când au primit micul premiu din partea Gazetei de Nord-Vest, au promis că nimic nu-i va despărți în dans. Nu se așteptau să primească atât de multe voturi, însă Oana și Ciprian au recunoscut că mobilizarea a fost generală printre prietenii de pe Facebook. Colegii și prietenii au votat. Cum a fost anul pentru voi? Vicecampion național e practic cel mai bun rezultat pentru club. Da, a fost un an foarte bun pentru noi și acum sperăm că anul ăsta, fiind ultima la 12-13, să avem rezultate și mai bune. Și, da. Ciprian, ce ar însemna rezultate și mai bune? Să fim finaliști la Cupa României, să urcăm pe podium și să ajungem în finală la mai multe concursuri. Legat de program, Oana și Ciprian nu au prea avut timp liber nici în vacanță. Se antrenează zilnic, în weekend mai merg la perfecționare în Baia Mare, iar în această lună îi așteaptă deja un prim concurs la Budapesta. Deși a rămas fără câteva jucătoare importante, la finalul anului trecut, echipa de basket de la CSM Satu Mare s-a impus sâmbătă în primul meci din 2015 la Cluj cu 70-45. Elevele Adrianei Pricop, care s-a aflat și ea pe teren mai bine din jumătate de meci, au cedat doar ultimul sfert al întâlnirii cu Universitatea. Pe sferturi, scorul a fost 7-19, 5-11, 13-27 și 20-13. Cea mai bună jucătoare a CSM-ului a fost Flavia Ferenzi, ex-jucătoarea de la Ucluș, reușind 19 puncte, 17 recuperări și 7 asisturi. Au mai marcat Andreea Oros 15 puncte, Luminița Manta 14, Adriana Pricop și Enică Laza câte 7 puncte, Renata Smut cu 5 și Bianca Voica 3. Pe parcurs au intrat și Bianca Chiș, Diana Moldoveanu și Valentina Bolba. Am avut emoții pentru că am revenit după o lungă perioadă pe parchet. Sunt mulțumită de evoluția fetelor, iar acest lucru ne dă încredere că vom reuși partide frumoase. Meciul cu Brașovul rămâne deschis oricărui rezultat. Vom încerca să suplinim absențele. Suntem ca o familie, ceea ce este foarte important. Ceea ce aș putea să-mi reproșez la meciul cu U este faptul că nu am jucat mai mult cu junioarele, dar de pe parchet a fost mai greu să-mi dau seama de situație, a spus Adriana Pricop. De menționat că Andreea Oros și-a revenit după ce a contactat o varicelă, căpitanul nostru nefiind la capacitate maximă. Pentru basketbaliste urmează miercuri partida cu Olimpia Brașov, meci care se va disputa la sala Ecaterina Bot de la ora 16, iar sâmbătă urmează confruntarea cu CSM Târgoviște. Pentru motocicliștii de la Dakar, sâmbătă a fost zi de odihnă, însă deși nu au urcat în șaua motoarelor, au avut desetat motoarele pentru partea a doua a raliului alături de mecanici. După etapa de vineri, sătmăreanul Manny Gheneș a urcat din nou în clasamentul general până pe locul 32, încheiind etapa pe 21. Etapa a șasea a fost câștigată de portughezul Helder Rodriguez pe un Honda, parcurgând distanța între localitățile Chiliene, Antofagasta și Iquique, în 3 ore 40 de minute și 10 secunde, pilotul sătmărean ajungând după la 26 de minute și 41 de secunde de învingător. În clasamentul general, primul se menține spaniolul Joan Barreda Bort, Honda, cu timpul cumulat de 21 de ore 38 de minute și 35 de secunde, urmat de compatriotul său Marc Coma, la 12 minute 27 de secunde și lusitanul Paulo Gonsalves, la 17 minute 12 secunde. Gheineș a urcat acum pe locul 32, la 3 ore 31 de minute și 50 de secunde de lider, în timp ce Butuza este pe locul 57 la 7 ore 21 de minute și 39 de secunde de lider. În schimb, Mani de la Autonet Motorcycle Team Satu Mare se află pe locul 2 la clasa maraton. Etapa de azi, a șaptea dintre IQ și IUNI, a marcat trecerea în Bolivia, având o specială de 321 de kilometri cu două legături de 392 de kilometri și 4 kilometri. În proba specială de ieri s-au atins altitudini de peste 3500 de metri, iar orașul în care a fost amenajat, bivuacul Uyuni, se află la o altitudine de 3700 de metri. Raliul continuă mâine cu etapa 8-a, de această dată între Uyuni și IQ, unde vor alerga doar motocicliștii și quadurile.